Mă bucur să fiu aici, să fim împreună la TEDx CERN, în cadrul IFIN și în cadrul Universității din București. Un sfert din viața mea se petrece pe Amazon, mai ales pe Kindle. Un sfert sunt pe Google. 5% pe Uber, asta în timp ce Fitbit-ul monitorizează atent toate reacțiile și toate mișcările, și sunt o mare iubitoare a tehnologiilor și a chestiunilor digitale. Și cred că m-ați prins în momentul în care ies din etapa romantică, luna de miere, așa, și îmi pun problema unei relații de lungă durată. Și mă întreb, oare ce știu despre mine toți acești parteneri? Mai ales că am avut comunicații destul de intime. Și oare este acest Big Brother care mă supraveghează și se uită la toate prostiile pe care le fac și spune mai departe, sau în fine vinde mai departe datele mele unui Big Brother și mai big? Acum, problema e, cred că metafora Big Brother este înșelătoare. Și mă gândesc că putem să găsim una mai bună. În primul rând este înșelătoare, fiindcă presupune că știm ce se întâmplă. Big Brother is old news, nu? Și nu știm, cred că este un joc nou. În al doilea rând, sugerează că ar trebui să ne pitim, să ascundem sub preș ce am făcut, să nu divulgăm atâtea date, să mai privacy, să nu. Și nu știu dacă mai avem opțiunea de a ne ascunde într-o lume dominată de giganți tehnologici, într-o lume în care infrastructurile sunt digitale. Bun, pot să-mi ascund jurnalul și pozele, dar pe urmă care mai e distracția? Și mai mult decât atât, în viitor, noi, dacă ne ascundem, cei care au date proaste și cei care au date slabe online vor fi tratați mai prost. Și așadar, ce ar putea să... Care să fie strategia într-o lume dominată de infrastructuri digitale care sunt oricum americane și chinezești, pentru că europenii au ieșit deocamdată din acest joc. Și poate că un prim pas ar fi să găsim alte metafore care să încurajeze sau să stimuleze acțiunea. Și vă propun furnici. Alea sunt furnici, în caz că v-ați întrebat. Google, Amazon și Uber nu sunt fratele nostru mai mare, nu sunt sora noastră mai mare, nu sunt mama, nu sunt tata, nu sunt mătușa. Sunt, desigur, corporații. Sunt interese comerciale organizate, conform legii. Sunt ca orice organizație, ca Universitatea din București, ca primăria sectorul 3. Sunt mușuroaie de furnici, metaforic, în sensul că sunt multe furnici foarte bine organizate. Ele se uită la noi ca niște furnici, pentru că așa se uită furnicile unele la celelalte. În ce sens zic furnici? Reținem cuvintele cheie, sunt mari. Sunt puternice, sunt foarte bine organizate și sunt determinate de un obiectiv dominant, conform legii, anume maximizarea profitului. Și ceea ce putem să facem în această relație este să avem o atitudine de reciprocitate. Și să zicem, ba tu, da? Ba tu, ești furnici, eu sunt furnică pentru tine și tu ești furnici pentru mine. Și ce ar implica acest lucru? Vă propun trei dimensiuni de observație. Corporațiile algoritmice, corporațiile big data, ne studiază foarte atent, știți asta. Dar noi nu le studiem foarte atent, poate în comunitatea științifică, dar ca utilizatori și utilizatoare suntem relativ relaxate, că probabil știu ele ce este cel mai bine pentru noi. Ne antrenează pe noi în competiții, noi utilizatorii suntem cei care suntem în competiție, să fim șoferi pe Uber, să vindem lucruri pe OLX sau să postăm recenzii, ceea ce e foarte tare, fiindcă din cauza asta există reputație online și din cauza asta există noile platforme care generează încredere foarte tare. În același timp, în competiție suntem noi între noi. Poate se poate un pic și altfel. Și în al treilea rând, aceste corporații și organizațiile algoritmice ne tratează colectiv, dar noi nu acționăm colectiv, acționăm individual. Câteva exemple. Cred că nu e nevoie de prea multe detalii despre felul în care, ca utilizatori, suntem continuu subiecții al unor experimente. La propriu, continuu și la propriu experimente. Toate micile noastre acțiuni sunt înregistrate, ne place mai mult o culoare sau alta, ce ordine pe pagină preferăm, ce tonalitate emoțională preferăm. Nu este un secret.
Desigur, de când cu gig economy, toată lumea participă, creează reputații, își creează reputații. Eu am 5 stele pe platforme, sunt foarte mândră de mine. Wow, super. Și e foarte tare. Cu Uber-ul am venit aici, îmi place, cum spuneam. Dar noi suntem mult mai relaxați și mai relaxate cu privire la aceste corporații și cred că s-ar putea să le încurajăm și noi un pic să intre în competiții. Și ce înseamnă că ne tratează colectiv? Avem această idee că Google știe totul despre noi și despre mine cred că știe o grămadă de lucruri, numai dacă ne uităm la keywords. Dar faptul că știu lucruri despre sufletul meu nu înseamnă că le și pasă. Dacă sunt o fată care ador robotica și voi candida pentru o slujbă în industria IT, sunt nenumărate povestiri și studii despre discriminare algoritmică de gen în industria IT, pentru că aceste corporații și acești algoritmi ne prelucrează ca pe niște mușuroaie de furnici, ca pe niște populații. Interesul lor nu e în complexitatea mea sufletească și în potențialul pe care l-am și în contradicțiile mele interne. Interesul lor este în cum eu, ca puncticel, mă poziționez într-un nor făcut din milioane de puncte. Și vor face regresii, asta e simplu, mai sofisticate, în care vor determina factorii care determină succesul pentru un angajat IT. Mai precis, factorii care au determinat în trecut și care probabil nu și în viitor. Și vor face clasificări pe tipuri. Asta este modul în care corporațiile și algoritmii procesează big data. Și din punctul acesta de vedere, mi-a plăcut foarte mult un articol scris de Dan McQuillan care spune că algoritmii și corporațiile algoritmice sunt ușor paranoice, deoarece privilegiază pattern-urile înainte de orice. Noi spunem cauzalitatea nu e corelația nu e cauzalitate și poate că așa e, dar pentru ele nu contează. Pentru algoritmi și corporațiile algoritmice, any pattern is better than no pattern. Și noi suntem acolo în aceste tipare. Și cum putem să jucăm această horă mai bine? Sau cred că putem și noi să studiem corporațiile experimental și să facem teste și putem și noi să le punem în competiție și să le încurajăm competitorii, Taxify, Kobo, dacă știați, și DuckDuckGo, dacă a căutat cineva vreodată pe el, e un motor de căutare, ok? Și putem să le tratăm colectiv, nu neapărat individual. Și o poveste, de exemplu, am zis să văd cum mă tratează Amazon, oare cum mă tratează. I-am făcut mamei mele cont de Amazon ca să fac un studiu experimental. Mama mea are aproximativ 80 de ani și nu a cumpărat până acum lucruri de pe Amazon, dar acest lucru poate fi aranjat. Și am zis să mă uit la 3 cărți pe Kindle, 3 cărți dintre cele mai importante. În primul rând, cum să supraviețuiești tornadelor, deoarece devine foarte rapid de interes. Și mie îmi cere $3 și ceva și lui mama îi cere $2 și ceva. Și era nu, eu Amazon ți-am dat atâția bani, te iubesc, nu se poate să-mi cer mai mulți bani. Harry Potter, groaznic, mie îmi cere $60 și ceva și lui mama $50 și ceva pe colecția completă, cum eu? Dar nu, dar ne cunoaștem de atâta timp. Am 50 Shades of Grey despre diversitatea cromatică. Aici trebuie să am un avantaj și nu, nici aici nu am un avantaj și aici dau mai mulți bani. Și am zis, trădare, trădare. Și fiul a zis, păi sigur, mami, sigur că îți cere ție mai mulți bani. Amazon știe că îl iubești și că tu dai oricâți bani îți cere. Și m-am gândit, nu mă ajuți deloc. Și pe urmă mi-am dat seama că nu e asta. Amazon nu mă cunoaște și cred că nici măcar nu știe că îl iubesc. Pur și simplu, contul mamei mele era înregistrat ca având adresa în Statele Unite, fiind un cont nou și IP-ul meu fiind cum e el. Și eu aveam adresa în România. Și pur și simplu plătesc mai mult fiindcă trăiesc în România. Asta e tot. Nu e prea fascinant. Am făcut un test. Mi-am schimbat adresa în New Jersey și plăteam ca mama. Și pe urmă am schimbat-o la loc, fiindcă asta contravine Terms of Service și nu vreau ca Amazon să-mi desfințeze contul și să-mi ia toate cărțile pe care le-am cumpărat vreodată de acolo, fiindcă nu sunt ale mele, sunt ale lui. Și atunci am zis, bun, nu este trădare, poate este discriminare, dar poate că nu-i nici măcar discriminare, fiindcă precis Amazon plătește impozite mai mari statului român și de asta e, nu, diferența de preț. Probabil. M-am dus la competiție, am vrut cea mai mare librărie digitală europeană, n-am găsit nicio librărie digitală europeană suficient de mare, am luat una din Canada, merge și așa, Routh & Cobo, e foarte faină, nu aveau 50 Shades of Grey,
asta e, dar aveau 50 Shades of Chicken și m-am gândit că este și mai bine. Competiția este un lucru excelent. Și în ceea ce privește acțiunea colectivă, cred că primul pas este că suntem aici și gândim astăzi împreună, dar sigur putem să facem și alte lucruri. Pe scurt, trăim în compania algoritmilor organizați. Nu e vorba doar de algoritmi, e vorba despre corporații care ne procesează și procesează date algoritmic. Ne văd ca pe niște furnici, în sensul că suntem mici și multe și predictibile și suntem mereu studiate și suntem antrenate în competiții și suntem tratate colectiv și cred că putem să facem și noi exact același lucru. Mulțumesc!